Deci, copii, facem problema într-un alt registru. Ca să nu mai mergem cu mănuși, ne gândim 6 bile negre și 6 bile albe. Câte bile să putem lua din... băgând mâna, ele se află într-un săculeț. 6 bile albe, 6 bile negre și băgăm mâna, scoatem o bilă, mai băgăm mâna, iar scoatem o bilă. Întrebarea este, câte bile să tot scot ca să fiu sigur că am două de aceeași culoare? Cam așa ar trebui. Cam așa să, da? Două de aceeași culoare. Câte bile să scot ca să fiu sigur că am scos două de aceeași culoare? Cred că minimum de bile ar fi trei. Da. Da. Pentru că, de exemplu, dacă le-am pe toate la fel, avem două. Dacă le-am pe toate de același culoare, tot avem două. Dacă avem două de una și așa, tot avem două, că sunt doar două culori. Și atunci... Câte ori zis? Trei bile? Da. Vă rog să fiți atenți lângă Iana, să urmărim dacă a gândit corect. Pentru că două, de exemplu, dacă am avea, nu am putea, pentru că poate fi una neagră și una albă. Deci dacă am scos numai două, am băgat și am scos numai două, cu două n-am răspuns la întrebare. Cu una poate fi așa, una așa. Cu trei. Dar cu trei... Poți să fie toate trei de aceeași culoare, eu nu sunt de acord. Poate fi toate trei de aceeași culoare, dar tot iau o pereche. A, doar că iau o pereche? Da, tot o pereche iau. Da. Deci dacă sunt două de culoare și două de culoare, dacă de la început, deci minimul trei ar fi ca să fii sigur că are o pereche. Acum, să ne toarcem la mână și totuși. Mănușile au o calitate. Că unele sunt din mâna stângă, altele din mâna dreaptă. Oh. Și care e? Ce vă faceți? Acum e mai nașa, pentru că... nu știi ce fel de mănușă e. Da, da, da. Sunt perechi egale. Dar vreau o pereche. Adică am 6 mănuși stângi și 6 da, mănuși drepte. Da, poți să iei cu mâna stângă și mâna stângă. Asta e. De aceeași culoare. Poți da. Iei pe mâna stângă de aceeași culoare. Poți să ai noroc să iei una dreaptă și mâna stângă. Da. Foarte bine. Asta ai deodată. Dar dacă ai numai pe stânga. Dar dacă nu este șmecherie și păi tot trei, domn profesor. Domn profesor, tot trei. Să vedem. Zici că tot trei. A, ba nu, nu tot trei, că dacă le ai pe toate stângi, nu mai merge. Da, nu merge. Deci, patru? Nu mai merge nici patru, că dacă le ai pe toate stângi. Da, stai o secundă. Ea vine cu o altă idee. Să luăm patru. Patru. De ce te-ai gândit la patru? Pentru că avem multe șanse să luăm... Nu, 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 trebuie să fim foarte sigur că patru ar fi numărul minim de... Să spune că ai băgat mâna, ai scos o mănușă. E albă. E maro, să zicem. Maro, da. Maro. Ai băgat din nou și ai scos... stânga. Neagră. Stânga neagră. Ai băgat din nou și scos... Dreapta? Dreapta. Maro? Iată. Maro, mai ai una. Maro, mai ai una. Neagră. Deci, neagră, un an e prost. Albă și negru, ca să nu mai... Da, e mai ușor. Confundăm. Deci, dar ia te văd... Am o idee, dar vreau să termin. Păi eu m-am gândit că minimum ar fi 7. Minimum. Pentru că, eu, de exemplu, le scot pe toate de stânga sau de dreapta, și sunt 6. Și una trebuie să, și dacă scot 7, una normal o să fie de altă culoare. Și atunci o să avem și stânga și dreapta și dreapta și stânga. Da, da, unde știi că una poate să fie maro, una poate să fie neagră și tot. Deci să urmărim pe tare, nu aruncăm la noi ideea ei. Se pare că ea are o idee foarte frumoasă. Pentru că eu m-am gândit. Dacă avem 12 și fiecare stânga și dreapta, normal că 6 sunt cu stânga și 6 cu dreapta. Deci, fiind 12 de toate, 6 sunt pe stânga și 6 pe dreapta. 6 pe stânga, dintre care 3 albe, 3 negre, iar celelalte 6 sunt pe dreapta, care sunt din nou 3 albe și 3 negre, da? Trei albe și trei negre. Da?
Am stat puțin, gata, acum, gata, mi-am schimbat puțin rezultatul. Acum că mi-ați arătat. Ma, deci minimum, eu cred, acum minimum. Mă iau de casă. Ok, pentru că dacă sunt patru și eu am trei, am, de exemplu, am acolo cele șase mânuși negre, da? Da. Și eu bag, bag mâna acolo și patru, pentru că trei sunt stângi și trei sunt drepte. Și dacă iau patru, cele trei stângi sau drepte se epuizează și una rămâne. Dar... Sau, deci mă gândesc între asta sau ăla cu șapte, domnul profesor, încă nu o să zic. Până finalizez ideea, păcat că n-ai înțeles un lucru. Câte vreme eram în dialogul acela cu Cassandra, trebuia să aștept până când ne blocam cu raționamentul și îndată veneai cu ideea ta și atunci încercam varianta cu șapte. Am părăsit-o și pe aceea foarte repede, nici nu știm dacă aceea nu e chiar valoroasă, că trebuie să analizăm. Eu vă invit, copii, să faceți, să fiți cum să spun, convinși că nu trebuie repede ideea aruncată așa, peste gard. Ea trebuie să vedem dacă are hibă, dacă are slăbiciuni. Da? Nu într-o viteză. Opinii. Davide, tu ce propunere ai? Eu am propunere să facem cu 6. Nu, cu 5. Cu 5. Bun. Haideți împreună să-l urmărim pe varianta care a scoate minim 5. Și din minim 5 tu vrei să spui că sigur, dar sigur vei avea o pereche de aceeași culoare. Adică, sigur vor fi în cele 5 neapărat una stângă și alta dreapta, de aceeași culoare. Da. Fă raționamentul ăsta. Du-l până la capăt. Nu că ai zis 5 și cu asta basta, ci vreau să fie clar că este rodul gândirii tale. M-am gândit așa. 2 poate să fie la fel. Și celelalte 3, una să fie de mâna stângă și una să fie de mâna dreaptă. Și cealaltă să fie de altă culoare. Dar sunt mai 2 culori, nu? Adică 4 să fie de... Să avem 2 perechi și una care nu se facă parte. Să avem 2 perechi? E prea multe pentru 2 perechi. Ne gândim să fie... Să fie cel puțin, dar ne gândim la ce-i mai rău. Deci, când ai băgat mâna, ai scos una de o culoare și fie stânga, fie dreapta, da? Să spunem că ai scos stânga. Da. Stânga albă. Da. Bagi a doua oară mâna și dacă ai scos dreapta albă, ți-ar conveni. Dar tu acum scoți, când ai băgat a doua oară, tot stânga. Da? Și nu, tot stânga, am zis stânga care este prima dată. Da, dar este un joc de prestigiu. Da, atenție. La prima încercare. Da. Prima încercare. Stânga albă. Ia uite așa scrie, domn profesor. Stânga albă. La prima încercare. Un. La prima etapă când ai băgat mâna. La a doua etapă, dacă îi scoate dreapta albă, ar fi bine. Dar noi mergem că la a doua etapă scoți stânga tot albă. Și din ori și a treia oară tot stânga albă. Și a treia stânga tot albă. Dar se poate să scoată așa? Nu se poate, domn profesor? Sigur că da! Sigur. O secundă. Când noi mergem pe situația cea mai grea, exact, imposibilă și când la un moment dat dai peste ea că nu mai ai altă alternativă. Exact. Poate ghinioniș, scoate deci, mai stânga albă. Deci am făcut 3 extracții, da, și ne-am luat pe toate cele de stânga. Da. Da. Și acum, la a patra, facem dreapta neagră. Da. Tot n-are perechi. Dreapta neagră. Mai bag o dată mai. Și la a cincea... Face dreapta, tot dreapta neagră. Tot dreapta neagră. Se poate. La a șasea, tot dreapta neagră. Mă, tu n-auzi că așa e ghinionul mare. Deci noi mergem numai în extremă. Exact.
Deci am făcut 6 extracții. Da, n-am scos perechea. N-am scos. Acum, ce-a rămas în, în sertar? Ce-a rămas în sertar? Au rămas... Dreapta. Ce culoare? Dreapta. Dreapta neagră și stânga... Nu măi, dreapta albă. Davide, uite, stânga e scoasă. A rămas dreapta albă. Adică de ce extragem 12? Nu mai Davide, fii atent, urmărește. Deci acum, ne-am apropiat de problemă. Da. Deci, la următoarea etapă, la a șaptea, da. Aici este momentul foarte important, la a șaptea extracție. Ce mănuși mai are acum, acolo? Mai are doar de dreapta de stânga. Da, zi măi, dreapta... Nu, dreapta, dreapta albă și dreapta stânga, albă și stânga dreapta. Trei dreapta albă. Și trei stânga neagră. Stânga negră. Deci acum bagă mâna a șaptea oară. Ce scoate? Păi, una o dreaptă. Nu una, zi de acolo. Păi poate mai cum ce scoate? O stângă albă. O stângă albă. Dacă a scos o stângă albă... Nu, nu are cum. De unde? Dacă nu are cum să o scoate. Păi asta, dacă a scos o stângă albă... Stângă albă. Acum poate scânde o stângă neagră. Nu, nu stânga albă nu are cum să scoată. Păi asta stânga neagră poate să scoată. Stânga neagră, da. Da, o stângă neagră și cu o stânga albă, gata cu pereche. Se face o pereche, pereche. Șapte, știam, știam. Dar n-ai argumentat. Da, am argumentat, am argumentat. Eu am avut o argumentare. Nu ne-a avut nimic. De ce? Să fim corecți. Păi am avut. Nu, ai zis șapte și când am trebuit să mergem să profunzime. Exact. Ai zis, mă întorc la Casandra. Eu pe iau pe Casandra. Eu am spus corect. Da? Deci n-ai avut puterea să te duci până la capăt. Eu ce am spus mai devreme? Că vă grăbiți și aruncați ideile peste gard, fără să vă fiți... Că în timp ce raționai, Daria, s-a și filmat. Dacă te duceai până la sfârșit, ce bine era. Daria, s-a filmat. Și tot ce ai spus tu se știe. De către toți prietenii noștri. Ne uităm. Ai mers până la jumătate. Și te-ai zis. Nu. Eu mă întorc la Casandra, cu patru. Amintiți? Da. Și la atunci eu am insistat și am spus, ce rău îmi pare că nu aveți puterea să vă duceți până la capăt. Corect. Odată, ai greșit că te-ai băgat peste raționamentul lui Casandra și îl puteam vedea că nu merge, că corect. Așa aveam de gând să fac și spuneam cu patru, n-am făcut nimic. Și te ajutam să vii spre șapte al tău foarte bine după analiza aceea. Dacă aveți răbdare. Da. Iar a doua oară când te-ai băgat, pe ideea deșteaptă ta, cu șapte, că tu ai prins ca o scânteie chestia. Dar n-ai avut profunzimea să vezi foarte bine în adânc problema. Deci Daria, nu spun asta ca o observație dură, ci ca un mod de a gândi data viitoare. Corect. Data viitoare și tu și la oricare din voi să aveți suficientă forță la voi ca să vă duceți ideea până la capăt și când ați văzut că ați finalizat-o, ce ți era să faci așa? Uite, Daria, uite, te rog să-l privești. Cât de frumos era să spui, la prima extracție, la a doua, la a treia, pe care ai înțeles, îți făceai chestia concretă. Vedeai, numai stânga, primele trei, numai dreapta de celelalte. Și a șaptea nu mai am ce face. Eu din alternativa cealaltă. Și atunci îți venea clar, șapte, da? Cât de frumos este. Asta înseamnă matematică. Asta uitați înseamnă. Eu așa am făcut. Da? Asta înseamnă să gândim. Uitați, maro, drepte, stângi. Negre, drepte, stângi. Și am început. Îs ghinionistă. Trag dreapta, dreapta, dreapta. Dreapta, dreapta, dreapta. Bă, da, șaptea oară trag. Da. Chiar o și arătăm, ca să nu se spună că vorbim... Da. Uitați, vedeți? Eu așa am făcut. Am pus repede maro, dreapta, stânga. Mă, îs ghinionistă. Trag numai dreapta, trag numai dreapta, trag numai dreapta. Și am văzut ca șaptea oară și am avut un argument. Da. Aici, invitația noastră, iată, părinți și profesori, este aceea de a vă obișnui să vă formați, să vă formulați un raționament, să-l respectați, să vă duceți până la capăt și să-l opriți. Sigur că tu, Davide, când spuneai, păi știți ce fac eu, văd așa dacă deodată îmi meresc. Eu numai iau două. Iau două și le-am nimerit. Bravo, ești norocos, dar nu. Noi spunem că mergem pe ghinion, 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 până când nu mai e altă ceva. Când ai băgat ultima dată, aceea îți acoperă ție situația de acolo. Nu? Așa se fac problemele astea. Da. Asta încearcă domn profesor să vă spună, să vă lămurească. Da. Mai avem timp de una? Da. Pe o masă sunt 10 pahare. 5 cu gura în sus,
Și 5 cu gura în jos, domn profesor. Da. Deci 5 pahare. Deci, să le facem. Pe o masă sunt 10 pahare. 5 cu gura în sus și 5 cu gura în jos. Da. Mi-mi trebuie reprezentare. Ochiul meu are nevoie de, în afară de partea abstractă, să particip și ochiul. Corect. 5 cu gura în sus și 5 cu gura în jos. Așa. 5 cu gura în jos. Inversăm de fiecare dată pozițiile a două pahare. Indiferent de categorie. Le inversăm. Adică ne întoarcem. Da. După câte manevre, adică operații de acest fel, vom putea avea toate paharele cu gura în sus. Frumoasă problemă, domn profesor. Da. V-am pus în încurcătură pe asta. Din nou. Așa, aveți satisfacția. La câte vă observați, v-am tot făcut. Iată că acum nu ești timp. Am puțin. Bun. Bine. Mai citesc o dată. Pe o masă sunt 10 pahare. 5 cu gura în sus, celelalte 5 cu gura în jos. Inversăm de fiecare dată pozițiile a două pahare, indiferent de ce categorie. Aici e miezul. Da, dar vreau să fim și mai atenți, să pătrundem în probleme. Inversăm de fiecare dată pozițiile a două pahare. Și în paranteză, indiferent de ce categorie. Să zicem că luăm două cu gura în sus și le punem cu gura în jos. Sau două cu gura în jos, noi vrem toate cu gura în sus în final. Și inversăm două pahare, indiferent de categorie, din mulțimea paharelor? Da. Din toate cele 10 pahare. Inversăm de fiecare dată pozițiile a două pahare, indiferent de ce categorie. Deci și din alea și din alea. Traducem, nu? Da. Alternat, dar indiferent din ce, de ce categorie. Și după câte manevre, adică în paranteză, operații de acest fel, vom putea avea toate paharele cu gura în sus. Știu, toți. Ia uitați, vă mâna pe sus și noi habar la avem, domn profesor. Am desenat. Ai desenat și gata, tu ai ieșit? Da. Te rog, te rog. M-am gândit că după 5 manevre. După 5 manevre. Pentru că noi avem două pahare și doar sunt 10 pahare și m-am gândit că dacă trebuie să mutăm câte două, facem 10 pozițiile la 2, care trebuie de 5. Și, de exemplu, dacă noi mutăm două în sus. O manevre. Da. Dacă prima dată mutăm acele două în sus, apoi le mutăm din nou acele în sus, încă două în sus, apoi mutăm două. Dar, domn profesor, am o idee care mi-a venit acum. Eu ce ți-a făcut? N-am terminat cu el nimic, nici n-am înțeles ce vrea să spună ea, și tu, pac, e omorât-o. Pentru că tu n-ai fost deloc atent la ce spune ea. Că s-ar putea să fur ceva din ea de la ea. Aici e vreau să mă disciplinez. Deci eu n-am înțeles încă problema. Deci să mă mărturisesc, n-am înțeles-o. Nici eu. Deci avem etapa în care vreau să o înțelegem. Dar voi obișnuiți să spuneți 10 împărțit la 2. Da. Pins de 2, 5, 5 ori de 10, gata, vă împărțit la 2, 5 ori. Da. Ce faci cu cele două nume? La adunăm, le scădem, le împărțim. Da? Deci asta e graba mare. Că veniți cu reflexul de acolo, dar n-ați... Nu vreau și nu stați un pic pe gânduri să vedem problema în profunzimea ei. Mă citim o dată mai problema cu da. Calm și cu rar și cu intonații. Pe o masă sunt 10 pahare. 5 cu gura în sus. Celelalte cu gura în jos. Ele sunt amestecate. Da. Întrebarea este... Dar aș vrea înșiruite așa într-o formă. Adică așa? Da. Una sus, una jos, una sus, una jos. Nici așa. Nu pot să spun de ce să le pun una sus, uite una jos. Uite-a cum le-a pus, domn profesor. Nu. În linie. Da, așa. Și tot în linie. Bun. Le pun și eu așa ca tine, da. Vine, da, vreau ideea ta. Domn da? Vreau ideea ta. Două, patru, două, patru, cinci, da? Da. Bine. Adică așa. Și acum, Davide, ce ai de gând tu?
domnul Ursu, dar eu am o idee care mi-a venit așa din senin. Tot 5 schimbări. Pentru că putem ne gândim că 2 ne rămân în afară. Stai o secundă, dar să ascultăm încă o dată, nu crezi că e mai bine să mai ascultăm încă o dată enunțul? Da, da. Inversăm de fiecare dată pozițiile a 2 pahare. În paranteză, indiferent de ce categorie. Inversăm de fiecare dată pozițiile a 2 pahare, trecând de la un cap în altul? Da. Ah, de la un cap în altul, tot ce am, mulțumesc frumos. Te rog, David, poftim. Lasă să vină. Să vină. Îmi gândesc la 7 schimbări. Nu-mi număra schimbările. Nu le număr. Să începem să pornim așa, să vedem cum să ajunge. Ideea este ca în final să ajungem la toate paharele cu gura sus, nu? La toate paharele cu gura sus. Cu gura sus. A, poți să lucrezi la sus? Da. Da, 2 pahare. Două. Păi asta o zice și domnul profesor. Haideți să citim. Adică inversăm de fiecare dată pozițiile a 2 pahare. Haideți să le luăm cu astea două răsturnate, domnul profesor. Le-am inversat. S-au făcut cu gura în sus. Da. Le luăm pe următoarele două. Le-am răsturnat. S-au făcut cu gura în sus. În rămâne unul. Și da. Și le iau unul cu gura în sus. Cum fac? Da, păi dacă trebuie să inversăm două dintre ele, înseamnă că pe astea două care au rămas, unul îl facem în sus și altul în jos. Păi tot așa se fac. Da, tot așa rămâne. Tot 5 cu 5 rămân. Atenție! Dar în clipa în care am făcut așa, pe ăsta l-am întors. Deci pe ăsta... Hai să vedem secvența. Secvența va fi așa. O mișcare. Uitați, le-am luat pe alea două. Le-am făcut cu gura în sus. O mișcare. Asta e prima mișcare. Da. A doua mișcare... Le luăm pe ăsta două. Așa. Gata. Le-am făcut și pe alea în sus. Așa. Bun. A treia mișcare... Ăstea. Acum o să fie invers. Ăsta va fi așa. Da, și ăla va fi invers. Și ăsta va fi invers. Da. Bun. Bun. Și acum avem... trebuie să rămuresc cu ăsta, dar trebuie exact. Să iau două în lucru. Și cu cine două. Să le iau? Indiferent cu cine le iau. Indiferent cu cine le iau, până le schimb poziția. Exact. Niciodată nu o să le-am toate. Deci, acum, întrebarea este, mă duc în continuare așa, și pe ăsta îl întorc și pe ăsta îl întorc, așa. Da. Tot unul așa și unul așa voi avea, domn profesor. Da. Și atunci voi avea aici. Da. Cu ăsta și cu ăsta, ia le întorc. Ia le întorc. Și voi avea așa. Da. Și exact ăsta aici. Și iar două ăsta le întorc. Da. 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 Și voi avea cu ăsta cu gura în jos. Da. Și iar le întorc aici. Da. Și ăsta va fi... cum va fi ăsta? Va fi... cu gura, va fi cu gura în sus și ăsta cu gura în jos, exact. Nu? Și n-am terminat problema. Nu. Și o iau iar la cap. Și dacă o iau iar la cap, întrebarea reușește să-l prind pe ăsta și să se sfârșească la un moment dat. Domnul profesor, nu m-ați gândit să faceți primul cu al treilea? Și al doilea cu al patrulea? Sigur, că poți face cu oricare. Da. Poți face pe ăsta de aici și cu ăsta de aici, nu? Dar ca să întorc două, trebuie să, pe ultimele două, trebuie să le am cu gura în jos, ar fi. Deci, la un moment dat, ultimele două să le am cu gura în jos, ca să le întorc pe alea două cu gura în sus. Nu? Deci, povestea asta este că 5 sunt într-un fel, 5 într-un fel. Cum facem problema să se întâmple așa? Să ne gândim până mâine. Ne gândim până mâine, dar... Și venim cu pahare, de plastic. Facem și practic chestia asta. Ne gândim acasă facem practic. Acasă facem cu pahar de plastic. Că acum am în minte o altă profil. Nu. Deci eu m-am gândit, pentru că ele nu se pot împărți la doi, cele 5 pahare, m-am gândit să le facem pe toate în jos. N-ai voie. Mai două. Păi da. Problema zice că sunt 5 cu gura în sus, 5 cu gura în jos. Și numai două din ele le întoarcem, nu pe toate. Nu, numai două, domn profesor. Deci inversăm de fiecare dată pozițiile a două pahare. Deci pozițiile numai a două pahare. Păi da, și acelea cu fundul în sus. Da. Le întoarcem fundul jos. Și ne rămâne una. Așa, păi nu mă rămas una. Da. Deci în acelea nouă, cele 8 se întoarce cu fața în sus și ne mai rămâne una
care este cu fața, una e cu fața sus și una cu fața jos, așa o să avem 9 cu fața sus și una cu fața în jos. Iată o idee frumos. Ia spune așa. Ia. Câte două alea care erau cu gura în jos, da, le întoarce. Da. Și a rămas una cu gura în jos, da? Păi da, uitați, așa avem și le petam. Perfect. Nouă cu un sus și una în jos. Poți să vă arăt, domn profesor? Da, uite, secunde. Sunt pe tablă, așa. Am văzut, am văzut așa. Și acum, ea spune că sunt încă 9, toate sunt cu gura... În sus. În sus, da? Da, da. Cum vrem noi să le aducem pe toate. Da? Da. Și una este cu gura în exact. Jos. Exact. Da. Și mai zici tu... Că din cele 5, 4 din cele 5 care erau cu gura în sus, le întoarce cu gura în jos. Da, și una rămâne cu gura în sus, da? Și apoi pe toate acele 9, le întoarcem cu gura în sus, pe toate, și așa o să avem 9 cu gura în jos. Dar nu mai voi de câte 2, draga mea. Deci, ea vrea să prinde ceva să de problemă și îi zice așa, una care nu o prinde și cu, și cu una care nu o prinde, da, așa. Deci ce manevră face ea încât își pregătește una care rămăsese cu gura în jos de aici, cu, din manevra făcută din partea cealaltă, cu încă una, două să fie cu gura în jos. Că 5 și 5. 5 și 5. Da, 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 da. E idee deșteaptă. Uitați. 5 și 5 și le așează așa fel încât una să rămână așa, celălalt le mișcă de două ori și o ajunge și pe cealaltă una să rămână cu gura în jos și pe cele de care le rămână cu gura în jos le întoarce. Domn profesor, puteți vă uitați pe caietul meu ca să încerc să... Puteți? Gata, am urmărit. Da. Și apoi, nu vreau să înțeleg eu și ele, mă duc să le arăt. Nu. O să discutăm data viitoare. Problema e frumoasă. Eu am prins-o din mers. Da, e interesantă. Deci, 5 ăla, atenție, 5 ăla, îi rămâne una cu gura în jos, da? Da. Se duce la celelalte 5, care erau cu gura în sus. Îi întoarce pe 4 din ele. Da. Așa. Pe 4 din ele și vor fi 4 din ele le întoarce cu gura în jos, ar veni. Da. Și una rămâne cu gura în sus. În sus, corect. Așa, da. Acum, 2 din ele cu gura în jos, una din cea de-a 5-a și una din partea asta. Asta de aici, asta de aici. Da. Întoarce. Și o să se ducă cu gura în sus. Da. Deci trebuie să rămână amândouă cu gura în jos. Două din ele. Manevrele trebuie făcute de așa fel încât să rămână două cu gura în jos. După ce faci manevra asta de reditor și pe cealaltă. Ca la următoarea etapă. Deci trebuie să vedem aici. Că ceva aici se află ca soluție. Eu cred că aici este. Nici eu nu am finisat-o foarte bine acum. Dar cred că așa acolo trebuie umblat. Nu mai putem rămâne pentru că ne presează grupa cealaltă. Din nou o problemă frumoasă la care mâine exact. Aceasta este o problemă la care dacă reflectăm cu atenție o putem găsi. Să facem sinteza, copii. Sinteza zile, da? Da, o lucrăm mâine, o facem. Dar mâine faceți cu clasa 5-a, domn profesor? Mâine joi. Clasa 5-a nu mai vine, parcă joia. Și atunci eu la 5... La 5 jumate cu clasa 4. Dar are și Cristina o fetiță de clasa 5-a care vrea să o aducă. Poate să o aducă cu ăștia de 5-a? Sigur că da. La ora 4, vinerea? Marta, miercurea și vinerea? Marta, miercurea și vinerea. La ora 4, Cristina. La 4. Da. Mama, poți merge? Sinteza. Hai să facem sinteza. Ce-a vorbit aici? De ce a făcut noi? Ordinea 1. Ordinea efectuării operațiilor, nu? Da. Și a parantezelor. Efectuării parantezelor. Așa.
Problemele astea interesante am făcut. Astea două, cum se numim noi. Probleme de minim și de maxim, să zic așa, că a fost numărul minim dintre... Da, da, da. Probleme de minim... De logică, cred că continuăm. Maxim... Logică. Da. Faceți finalul frumos, da. De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share. Așa, așa să fie.